ne detaliază toate explicațiile prezentate în comunicatul prezidențial. Roxana Zanvirescu. Administrația prezidențială a venit azi cu răspunsuri la întrebările știrilor TVR legate de felul în care a fost închiriată și cât a costat aeronava cu care președintele Klaus Iohannis s-a deplasat săptămâna aceasta în Japonia și Singapore. Astfel, avionul a fost închiriat în baza unei hotărâri de guvern care reglementează zborurile speciale. S-a ținut cont de opțiunile existente pe piață, de capacitatea de transport, dar și de distanța mare pe care s-a deplasat președintele. De asemenea, Serviciul de Protecție și Pază a avizat condițiile de siguranță și de securitate de la bord. Costurile închirierii aeronavei rămân însă secrete. În răspunsul Cotroceniului se precizează că informațiile solicitate intră sub incidența legii informațiilor clasificate și nu pot fi făcute publice. Se face referire la mai multe acte normative potrivit cărora cităm, informațiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat, constituie secrete de serviciu. Cotroceniul reamintește că România nu are o aeronavă prezidențială. Până în 2017, președintele a zburat cu taromul, dar pentru că această companie nu avea mereu aeronave disponibile și costurile erau foarte mari, a trecut la alți operatori. În 2015, administrația prezidențială a început demersurile pentru cumpărarea unei aeronave proprii, iar un an mai târziu se înființa și o comisie interministerială pentru zboruri speciale. Inițiativa a fost aprobată și în CSAT, urmând ca o structură dedicată zborurilor speciale, care să gestioneze și o aeronavă prezidențială, să funcționeze în cadrul Ministerului Apărării. De 7 ani însă nu s-a întâmplat nimic, iar aeronava a rămas la stadiul de intenție. Totuși, după controversele legate de avionul cu care șeful statului a mers în Asia, mai mulți actori politici au declarat că e timpul ca România să aibă o aeronavă prezidențială. Cam peste tot în lume se practică un asemenea sistem. Air Force One din Statele Unite e deja celebru. Au flote întregi cu avioane și elicoptere pentru președinți, prim-ministri, dar și alți demnitari, mai toate țările, fie că e vorba de Franța, Germania sau Bulgaria.